ianuarie vom urmări un interviu cu George Thomas, care s-a întors recent de pe câmpul de luptă. El vorbește despre situația din nord-estul Siriei și ne oferă mai multe detalii despre ce se întâmplă acolo. George, te-ai întors recent din nord-estul Siriei. De la bun început, Turcia a vorbit despre crearea acestei zone sigure la granița dintre Siria și Turcia, însă ambițiile lor sunt mai mari. Inițial, turcii au vorbit despre existența organizației teroriste numite Partidul Muncitorilor din Kurdistan și unitățile de apărare a poporului care își desfășoară activitatea în zonă și ei trebuie să intre și să curețe zona. Au cerut o zonă sigură cu o lățime de 30 km lângă granița Turciei. Însă este vorba de mai mult. De la începerea operațiunii, acum o lună, au avut loc atacuri dincolo de zona sigură de această zonă tampon de 30 de km. Ambițiile Turciei depășesc cu mult această zonă dincolo de spațiul acesta geografic. Situația este alarmantă. Astfel, acești senatori, indiferent de partidele politice, îi spun secretarului de stat că, în cazul în care atacurile trec dincolo de zona sigură, Turcia trebuie să fie trasă la răspundere. Președintele Trump a spus că vrea ca trupele americane să părăsească zona. Ai văzut trupe ale Statelor Unite cât ai fost acolo? Nu. După ce s-au făcut presiuni de către diversi legiuitori și de publicul american, președintele a spus că va proteja câmpurile de țiței. Potrivit Pentagonului, petrolul aparține poporului curd, nu americanilor. Aici este vorba de mai mult decât de protejarea câmpurilor de țiței. Nu știm ce fel de decizii vor lua. Cum trăiesc curzii și creștinii din Siria? Viața pentru ei este foarte dificilă. Am fost în orașul Al-Kamishli, unde a trăit cândva o populație creștină numeroasă. Orașul este gol, creștinii, musulmanii, curzii, arabii părăsesc orașul. Situația este foarte dificilă. Așa cum ne-a spus și Chris, în curând întreaga populație va părăsi zona. Ne bucurăm că te-ai întors nevătămat. Nu a fost un loc sigur.